Cântarea care spune, de n fi tu, Doamne, de partea noastră a fost ca praful luat de vânt. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne ispăvește de cel rău. Căci cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Haideți să stăm așa pe picioare și ascultăm Cuvântul Dumnezeu. Jean Chiforeanu de la Timișoara, Dumnezeu să-L binecuvânteze pentru o două ore între noi. Aș dori să ne apropiem de Cartea Sfântă, de Sfânta și Dumnezească Scriptură, și vă rog pe creștinii cu sabia la dumneavoastră să deschideți împreună cu mine în Sfânta și Dumnezească Evanghelie după Ioan, la capitolul 8, pagina 1036, iar pentru creștinii dezarmați se va afișa pe promptări partea aceasta din pericopa Evangheliei după Ioan. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, ascultăm primele 11 versete. Cu respect și reverență ne apropiem de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și îi învăța. Atunci cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Ne unim într-o rugăciune ortobapticostală după Evanghelie filocarismatică de ziua șaptea, ca să putem să ne rugăm cu toții, așa cum am înțeles, suntem creștini din diverse confesiuni și ce bine că faceți repetiție și noi facem această repetiție la Timișoara, la Biserica Maranata, pentru că cei ce n-au loc aici pe pământ, chiar dacă spun creștini, condoleanțe eterne dincolo pot să se numească oricum. Rugăciunea este vorba pentru cei care sunt mai corigenți la prorocii mari, e rugăciunea marelui proroc Samuel care spune, și vă rog să evitați pluralul, că Dumnezeu nu mântuie la grămadă, nu iartă la grămadă și nu ne va judeca la grămadă. Am să o enunț pentru cei care nu cunosc nici cine a fost Samuel, nici în ce conjunctură a învățat să se roage. Ea spune, vorbește, Doamne, căci robul tău ce face? Dar dacă nu ascultă Dar dacă este numai cu fizicul aici? Dar dacă a venit să audă o predică mai bună, mai slabă? Sau să vadă cum e sala aceasta? Atunci vă spun eu Aducem jerfa nebunilor. Haideți, ca să evităm acest mare pericol în care putem fi, fie din neștiință, fie din necredință. Plecăm capetele și cu voce tare rostim această rugăciune, repet, evitând pluralul, și spunem, Vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Ocupăm locul. Din momentul acesta, rostind această rugăciune, ca să folosesc un termen că tot e uimblândonul pe cap de afiș în turneele de tenis, mingea este în terenul dumneavoastră. Eu voi sta la dispoziția Duhului Sfânt 35-40 de minute. Am primit de la preasfinția sa Vladimir Pustan libertatea să, să uh, predic și să nu fiu presat de timp, pentru că e una din practicile nepermise ale Bisericii Lui Hristos în acest veac, totdeauna, frate, dar ai grijă că timp. De parcă noi am putea să-L condensăm pe Dumnezeu în timp. Mă bucur să fiu pentru prima dată în această sală, nu pentru prima dată în acest oraș. Mulțumesc uh, distinsului meu coleg și eu îl consider unul dintre oamenii cu care... Chiar dacă sunt un baptist de treabă și el un penticostal periculos, comunicăm foarte, foarte, foarte bine. În sensul că ceea ce am admirat, deși sunt cu vreo 10 ani născut mai devreme decât el și vreo 36 de ani de slujire, în momentul în care Dumnezeu l-a chemat în lucrare și a început să devină un slujitor de, de talie națională, am... Admirat și l-am încurajat întotdeauna să-i cheme pe oameni la Hristos. Marea problemă a României, și vreau să spun, Vladimir, că uh, întăresc ceea ce ai spus, nu o reprezintă bisericile sau credința. Mai ales că la ultimul recensământ ne-am declarat în proporție de peste 99% creștini. Marea problema românilor o reprezintă stăpânul nu biserica, nu credința. Că toți de la Nistru și până la Tisa, cum zice Eminescu în Doina, toți românii se declară creștini. Și unii, cu bări mai mari decât ale noastre, vin să ne spună că suntem creștini de peste 2000 de ani. De unde o fi luat asta? Da, o spun pe toate canalele. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și uitându-mă la ceas... Vreau să îi dezamăgesc pe aceia care m-au rugat la intrare, la parcare, să. Dacă pot să amintesc din biografia mea, dinainte de a deveni creștin, și le spun cu dezamăgire, sunt invitat să predic, poate cu altă ocazie. Da, este interesant de știut cum un om de 172 a stat în fața a trei mari dictatori, din care numai unul mai e în viață. Vorba de. Ceaușescu, Saddam Hussein și Fidel Castro, ultimul mohican rămas în viață, perioada 82-84 am fost la trimis disciplinar în calitate de hamal în portul Constanța, pentru că în urma convertirii, în urma întoarcerii, în urma încreștinării mele în 76, am fost scos din Academia de Științe Politice și trimis la canal și de la canal m-am trezit pe străzi și de pe străzi un singur loc în care îmi puteam câștiga existența era portul Constanța. Dar sigur că acolo n-am făcut numai lucruri bune, în sensul că pe lângă treabă m-am ocupat și cu scoaterea Biblilor, pentru că se intra într-o procent foarte mare pe calea apei și în 82 toată filiera bapticostală după Evanghelie, filo carismatică de ziua șaptea, Adică 75 de derbedei, certați cu morala și rânduirea socialistă, așa arăta un derbedeu, aveam și atunci barbă, da? au fost trimiși la, în spatele frontului în Irak să ajute mașina de război irachiană și să încarce cu obuze catiușele noastre care scuipau peste granița irano-irachiană. Din 75, 23 și-au lăsat oasele în deșertul irachian sunt viu și nevătămat pentru că Dumnezeu m-a salvat. Pentru că Dumnezeul pe care îl propovăduiesc de 36 de ani este viu în vecii vecilor. Și El este prezent în seara aceasta aici. Și El spune, eu sunt Alfa și Omega. Și indiferent ce vremuri trăim, noi știm că pe tronul de îndurare a Lui Dumnezeu se află Hristos Domnul, glorie Lui. Dar n-am stat cu minte nici în perioada de după ce am fost lăsat la vatră și în 88, fiind din nou prins de data asta cu Biblii dinspre Serbia, am fost trimis în 24 de ore într-un avion charter spre Cuba, la tăia 300 de zahăr și la lecții politice. De aceea insistă mulți când mă întâlnesc și spun, frate, dumneata, ai o mărturie și dumneata, o găsiți pe toate spațiile Radio Vocii Evangheliei, în volumul 1, Vieți Transformate. Frate, dar e important să spui că ai dat mâna cu trei dictatori, că nu ți-au tremurat nădragii, că le-ai adresat un cuvânt în română, engleză și spaniolă, cele trei limbi pe care le vorbești. Mai important, dragii mei, decât faptul că am avut ocazia lăsată de Dumnezeu să stau în fața a trei mari dictatori, este că eu, nenorocitul și păcătosul, am fost băgat în seamă de Hristos Domnul. Nu e important, a fost în dreptul meu să trec pe acolo, fiecare avem de parcurs o cale în viața aceasta, dar nu-i la îndemâna oricui să pot să adresez niște cuvinte unor oameni despre care au auzit o planetă întreagă, repet, din care doi sunt în, pe veșnicele plaiuri ale vânătoarei, în veșnicie și celălalt așteaptă acum, cel mai important, așa cum afirma bunul meu coleg și prieten și slujitor al Domnului, este Hristos Domnul. El face diferența. De aceea mă bucur de toți cei cu care m-am revăzut, mă bucur și de bunii mei prieteni, familia Cook, cu care am o relație specială de familie, când spun aceasta de familie, dar și cu toți ceilalți care vă cunosc și mă cunoașteți, fie Hristos glorificat între noi în seara aceasta. Nu este ușor de la o anumită vârstă, când te apropii de 60, să predici. Și vă spun de ce. Nu pentru că n-ai avea. Unul din profesorii mei de ebraică, greacă și aramaică, regretatul Ioan Alexandru, când îl vedeam totdeauna cu cartea asta folmotocită cu tot felul de însemnări Ziceam când eram student, ce om dezordonat. Dar așa sunt ăștia care-s cu capul și cu inima și cu trupul în nori. Totdeauna. Și dacă îl pui să mestece în gem acasă, că i vremea gemurilor și a compoturilor, da? totdeauna soția spune, cum de la mine nu se arde? Și spun, pentru că eu sunt cu capul în vârt acolo, dar nu sunt acolo. De multe ori ni se întâmplă cam tot așa și în biserică. Cel mai greu lucru în ultimii 20 de ani pentru mine a devenit spațiul și locul din scriptură pe care trebuie să-l împărtășesc cu frații mei. Știți de ce? Pentru că nu mă mai interesează de vreo 30 de ani nota pe care mi-o dau pocăiții sau creștinii. Nu mă mai interesează. Știți ce mă interesează? Ca într-o zi, când judecata va începe de la casa lui Dumnezeu și va începe cu amvonarii, cu comitetoșii. Cu prezbiteroșii, cu leviții, până la ușieri. Dumnezeu să-mi spună și mie, vino slugă bună și credincioasă. Amin. Ai fost credincioasă în puține lucruri. Sau ai avut harul să călătorești? Sau ai avut să con harul să conduci o mașină performantă? Sau ai avut harul să administrezi banii pe care, la urma urmei, recunoaștem cu toții în sine, unii mai încet, alții mai tare, că sunt ai Domnului? Știți care e cea mai mare problemă? ca ori de câte ori sunt invitat, că neinvitat nu mă duc nici la soacră mea, să pot să aud ce vrea Domnul să spun. Nu ce vor frații. Frate, dacă ai putea predica aia acum 15 ani, m-a mișcat, dacă ai putea să. Dar ce, tu ești Duhul Sfânt să-mi spui? Nu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Glorie Duhului Sfânt. Și eu trebuie să ascult mai mult de El decât de plăcerea unora sau altora. De aceea, Spunea la un moment dat filozoful danez Soren Kierkegaard, predicatorul nu este, atenție, actorul care are nevoie, ori de câte ori se ridică, de aplauzele sau de criticile enoriașe. Predicatorul spunea acest mare filozof, și vă recomand tinerilor să citiți tot ceea ce a scris omul acesta, nu este actorul, el este suflior. Și pentru cei care ați binevoit măcar o dată să ajungeți la teatru, totdeauna vedeți mari actori, marile staruri, fie ai scenei românești, fie de la Hollywood. Dar vreau să știți pentru cei care nu sunteți atât de familiarizați că la teatru undeva, într-un colțijor, E un individ obscur, plătit foarte prost, de cele mai multe ori, atât de prost încât poate muri în mizerie ca Marile Eminescu, el însuși fiind în trupa lui Pascali Suflot, și din când în când, fie că stă, mulțumesc, mulțumesc, că ai o predică la nuntă dacă nu ești însurat. Din când în când rostește anumite replici, partituri pe care marile staruri, fie Calboreanu, fie Piersic, fie Draga Olteanu Matei și alți, Lucia Sturza Bolandra și alți mari corifei ai teatrului, Beligan la cei 90 de ani, să știți, cât îi vedem de mari, uită anumite partituri. Ei, ce spunea Kierkegaard? Ăsta este predicatorul. El vine din când în când și suflă partituri din scriptură creștinilor uituci. Pentru că spunea și adaug la asta un lucru extraordinar, marele om politic și gânditor, fondatorul Indiei moderne, Mahatma Gandhi. Creștinismul este religia fără niciun cusur. Singura hibă a creștinismului, spunea acest hindus, e că voi creștinii nu respectați învățăturile lui Hristos. Mare adevăr, așa -i? No comment. Iată de ce acest lucru se întâmplă și a amintit și bine a punctat Vladimir vis-a-vis -vis de botez. De pe la anul 100 am zis că o rezolvăm noi. Și după aia ne-am împărțit și ne-am împărțit și ne-am împărțit așa încât marele evanghelist D.L. Moody când a vizitat Scoția a fost întâmpinat de un episcop și a spus Bine ați venit în orașul Edinburgh, Orașul cu 123 de biserici și Mudi care avea un umor mai mare decât al meu și decât al lui Pustan le-a spus frumos ați împărțit biserica lui Hristos. El a lăsat doar una și voi ați făcut-o 123 de bucăți. Doamne ajută-ne să fim pe deplin ai Tăi. Și acum în seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să vă vorbesc despre iertare despre paradoxul iertării sau un caz fără ieșire. Tuturor, indiferent de culoarea confesională, indiferent de eticheta de la poarta bisericii sau de la firma, de la SRL-ul unde ne mergem să ne închinăm, tuturor ne place să știm că e rezolvată problema iertării. Predic în penitenciare, dar în aceeași măsură predic și amfiteatrele universitare. Predic în licee, și numai departe de ieri seară am fost împreună cu cei mai mici românași și româncuțe, cei de la Continental Kids. Vă provoc să invitați aici. Copii selectați din toată țara, niște îngerași. Și îmi spuneau la sfârșit, cum ați reușit să vă coborâți până la copiii aia? Bineînțeles, cum poți să comunici cu copiii? Făcându-te copil. Coborând la minciuca lui. Pe toți ne interesează iertarea. Îi întrebam pe copii și mă uitam la inimioarele și la ochii lor sinceri despre iertare și toți cu sinceritatea și candoarea copilăriei spuneau iubim, vrem să știm despre iertare. Dacă vorbiți cu cei încarcerați, să știți că toți sunt interesați de iertare. S-a rostit rugăciunea Tatăl nostru și am auzit despre și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și încă o dată, dacă nu este iertare, frate și soră, condolențe eterne, n-ai nicio șansă, poți să te duci toată viața la biserică, poți să stai cu Biblia sub braț și să folosești limba Sionului când ai ocazia, niciodată, niciodată, dacă nu ești iertat și dacă n-ai siguranța iertării. Și haideți să ne uităm în seara aceasta, de aceea am intitulat subiectul paradoxul iertării sau un caz fără ieșire, pentru că, atenție, e un caz imposibil. E ceva în genul 15 ianuarie 1849. 15 ianuarie 1849, în îndepărtata Siberie, la minus 40 de grade, 27 de nefericiți în haine mortoare, în fața propriilor sicrie și în fața propriilor gropi așteptau terminarea slujbei pravoslavnice de rit vechi de îngropăciune ortodoxe ruse 27 de nefericiți din cercul de revoluționar bolșevici al lui Petrașevski printre care se afla nimeni altul decât marele romancier, titanul literaturii mondiale, Fiodor Dostoevski. la 11 și 59 de minute în fața plutonului de execuție, în fața gropii mai mult morți decât vii. La 11 și 59 de minute al vieții lui, din cei 27, unul ridică ochii în sus și spune, Cristoase, știu că ești Dumnezeu, știu că ești viu, știu că mă pot salva de la moarte. Wow! Când te rogi tot de iertare? Când strigi tu la Dumnezeu? Apropo de român, are multe calități românul. Românul ăsta neauș, carpatin. Dar are două mari defecte. La doctor ajunge la 11.59 și murim de inimă pe capete, locul întâi în Europa, și la 12 și un minut la Dumnezeu. orice altceva. 15 ianuarie 1849, un individ mai mult mor decât viu, cu propriul sicriu în față, cu plutonul de execuție condus de colonelul Vesteașin, așteptând să se termine slujba pravoslavnică ortodoxă de rit care e mult mai lungă la îngropăciune decât slujba pravoslavnică românească ortodoxă, strigă către Dumnezeu. În clipa în care se apropia psalmodierea troparului de îngropăciune, a slujbei de îngropăciune, ridică Dostoevski ochii și înzare pe un cal alb, ca în basmele lui Ispirescu, apare curierul țarului. Și în clipa în care s-a apropiat de pe un cal în aburi albi, a ridicat semnul încetare, oprire. Și în clipa aceea, în clipa aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor invitați, vizitatori și musafiri ocazionali, în clipa aceea, spune Dostoevski în biografia lui, a căzut în genunchi, mai mult viu decât mort, și a recunoscut că Isus Hristos este Dumnezeu. Că Isus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ că este singurul care poate ierta și care poate salva. Spune el, unii din noi au nebunit. Dar iată cum e omul. Când s-au văzut din nou în lanțuri la picioare și la mâini, aruncați în vagoanele de vite și trimiși, pentru că s-a comutat pedeapsa cu moartea în șapte ani muncă silnică, tăiere la bușteni în Siberia, la minus 40 de grade și apoi la mină. Și a zis, mai vreau un semn, Doamne, Așa e omul. Și când i-au aruncat de pe, din vagoanele de vite pe peron, pe el l-a aruncat Dumnezeu prin cizma acelui mujic în dreptul a două misionare baptiste de treabă care i-au vărut în buzunar un nou testament și o hârtie de 25 de ruble. Două femei. Din clipa aceea și până la 60 de ani, Dostoyevski a experimentat harul și iertarea lui Hristos, slăvit să fie numele Lui. Din clipa aceea, toată viața Lui și toată opera Lui vezuviană e emană de harul Lui Dumnezeu. Pentru că prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni gloria Lui Dumnezeu. Și acum scena din seara aceasta. Scena din seara aceasta. Tabloul. Venim la Scriptură, lăsăm Scriptura să vorbească. Ce observăm aici? O adunătură pe striță. Așa cum suntem în seara aceasta aici. Cum? Ortobapticostal după Evanghelie filocarismatis de ziua șaptea. Persoane de pe poziții sociale diferite. Oameni simpli, doctoranți și masteranți tineri și bătrâni. Ce mai vedem în seara aceasta aici? Păcatul. Păcatul. Dar unde nu întâlnim păcatul? Unde? Peste tot. Cuvântul Domnului spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din clipa în care Protos Adamos Întâiul Adam a ales delibera să întoarcă spatele lui Dumnezeu. De la Protos până la Escatos Adamos, până la al doilea Adam. Toți și cel care s-a născut acum trei secunde în Beiuș. Sau în Oradea, sau în Timișoara. Cel care s-a născut acum o secundă pe fața pământului. Biblia spune... Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ce mai observăm în continuare, pentru că trebuie să lăsăm cuvântul să vorbească, ce mai observăm, păcătoasa, Oh, dar stai așa, unde e păcătosul? Și acum adresez dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, surori în Hristos Domnul, până la Domnul Iisus Hristos, singurul drept pe care îl aveați era că nu aveați niciunul. Ați înțeles? S-au gândit evreii până și la templu să fie un spațiu care se numea curtea femeilor. Și astăzi, dacă mergeți la Zidul Plângerii, la Ierusalim, veți vedea că femeile nu se închină în același loc. Mulțumim Domnului că în Isus Hristos suntem una. N-ați zis toți amin? În Isus Hristos suntem una. Cei care n-ați zis amin, sunteți prin comitetele unor biserici? Nu. Sunteți în Hristos, Domnul. Păcătoasa, dar unde e păcătosul? Pentru că iată ecuația serii acesteia și greutatea textului, versetul 5. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Da, legea spunea clar, dar spunea să fie aduși amândoi și modalitatea era să-i aducă pe amândoi. Învățătorule, femeia aceasta, desfrânată asta, destrăbălată asta, a fost prinsă chiar când săvârșea păcatul. Ia să vedem. Se vede treaba că acești religioși, acești farisei, sfântocani, cum îi numesc eu, lucrau cu jumătate de măsură. Pentru că legea spunea foarte clar, când sunt prin să fie aduși amândoi. Se aduceau la rabin, rabinul era și judecător, și primar, și notar, era totul. Da? I se citea textul din lege și erau două modalități. Prima modalitate era în care fiecare vlădică și opincă, după ce citeau textul din lege, Deuteronom, Levitic, Numeri, da? era lapidată cu pietre și a doua, am găsit o descrisă în Talmudul Babilonian, o descriere care funcționa încă pe vremea Domnului Iisus Hristos, era aceasta, crudă, o scenă crudă. Totdeauna când era prinsă și de obicei femeile erau aduse, pentru că lucrau cu jumătate de măsură, nu respectau, ei care spuneau, suntem împlinători. Dacă Domnul Iisus Hristos spunea, atenție, e de remarcat și lucrul acesta, Omorâți-o! Știți ce se întâmpla? Se făcea călcător de lege. Dacă Domnul Iisus Hristos spunea, omorâți-o, intra în conflict cu Cezarul. Pentru că singura autoritate romană care condamna la moarte, da, tribunalul evresc pronunța sentința, dar execuțiile le făceau romanii. De aceea l-au purtat pe Mântuitorul de la Ana la Caiafa. De aceea l-au plimbat. În mijlocul comunității, așa ca în Beiu și în centru, acolo unde mi s-a explicat să ajung aici, în mijlocul cetății, în mijlocul comunității se construia un suport din lemn în al de 7,40 m, așa îl descrie Talmudul Babilonian. Nu mă întrebați de ce 7,40, de ce nu 8, nu știu cât are sala aceasta, dar oricum, aproape de 8 metri, bănuiesc, da? De obicei, nefericita, 99% din cazuri, nefericita femeia era dezbrăcată la bustu gol și trăită prin cetate, în văzul tuturor să știe de ce este vinovată, da? Și era adusă în fața Consiliului. Rabinilor, fariseilor, era târâtă de unul din membrii familiei, de parte bărbătească. Tată, dacă nu trăia tatăl fratele cel mare, dacă nu cuscru cumnat, ceva trebuia să găsească. Era legată cu mâinile la spate. Și după ce îi se citea textul din lege, de păr, pentru că femeile purtau în vremea aceea, în majoritatea cazurilor, părul lung, era trasă de păr și urcată pe scări în ciardacul acela la 7 metri 40, m, în genunchi, cu mâinile la spate și cu bustul gol. Și veți vedea de ce lucrul acesta. Nu vă gândiți la ceea ce poate să ne gândim în veacul acesta. Și după ce citea rabinul jos, tatăl, fratele cel mare, văru, cumnatul, cel de parte bărbătească în spatele ei, de la 7 metri 40 m, îi aplica o lovitură în ceafă, și jos, la baza acelui ciardac, erau bucăți de granit în formă de pumnale. 30, 50, 60 cm, 70 cm. Și de la 7 metri 40 venea și 99% din cazuri se rupea coloana vertebrală. Și intervenea automat paralizia. Și atunci cobora rudenia de sus, lua o bucată de Piatră din aceea ascuțită și o înfigea în cord, după care urma acoperirea cu pietre. Vedeți figurile oamenilor, fratele meu? Suntem așa pentru noi în secolul ăsta? Vai ce cruzi! Stai că n-am terminat. Știi cine merita moartea aceasta? Știți? Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marei preoți, nici pilat, ci lumea cu alei păcat și eu și tu. M-a întrebat, nu de mult cineva, cu ce drept, frate Ghivoreanu, un răspuns, da, sigur să mi-l dați. Cu ce drept s-a rugat criminalul ăla de pe cruce la Domnul Iisus Hristos? Și tânărul se vedea că mai și citea. avea o față de intelectual așa, în devenire. Mie să-mi spuneți acum, auziți, aduți aminte și de mine. Cu ce drept, frate? Și m-am uitat la el și mi-am dat seama că adrenalina și tropă e sângele în el și întrebările și nu-i rău. I-am spus, știi cu ce drept s-a rugat criminalul ăla? Cu același drept cu care te rogi și tu adică niciun drept, este îndurarea lui Dumnezeu. Este îndurarea lui Dumnezeu. Sunt aici în seara aceasta oameni care sunt frământați. Dacă ați ști, dacă ați ști, eu în practica pastorală stau și la căpătâiul celor care sunt muribunzi, la spitalul județean, la clinică, la Ascar, la Casa Austria și har Domnului lângă adunarea pe care o ridicăm și noi de șapte ani, ne adunăm într-o capelă unde am devenit neîncăpători, da? suntem înconjurați numai de spitale. Și stau pentru cultura mea, biblică, teologică, pastorală, să văd cum mor oamenii. Vă spun un singur lucru, da, cum spunea Coșbuc, din zei de am fi scoborători, cu moarte toți suntem datori. Dar știți care e problema, stimați creștini? Nu închidem ochii în același mod. Unii mor liniștiți, alții mor îngroziți. Au venit să mă ia. Vă rog să rețineți, evangelici. Frate, îi vedeți? Sunt unii care nu pot muri. Știți din ce cauză? Au probleme cu iertare. Pentru că vine chelnerul, satana este chelnerul. Toată viața îți dă, îți dă. Dar nota de plată e la urmă. În cazul acesta pe care Biblia ne-l prezintă, Duhul Sfânt, mai sunt două lucruri care trebuie să le ucidem. ce a fi scris Domnul Iisus Hristos acolo? Știu ce spun evanghelicii, bapticostalii. Nu ne interesează, frate, noi nu avem tradiție. Păi ce-o fi zis Pavel, apostolul, academicianul, profesor, doctor Saul din Tars, către Timotei? Și ce ai auzit de la mine prin viu? Grai să-mi la oameni de nădejde. Sunt niște lucruri de aici din Scriptură care, datorită faptului că nu se inventase timparul lui Gutenberg și se scria de mână și trebuiau să se mai și spele scribi aceia, cărturarii, scribii, da? Cărturarii erau oamenii care scriau, dar ăștia, orice pagină, orice rând care îl scria, trebuia să, să se spele, să fie curat, pe deplin curat. Ei, dacă intrăm în, în chestiile astea evreiești, nu terminăm până mâine seară. Sunt lucruri extraordinare. Noi uneori așa vedem scriptura și la toaletă, scriptura și colo, scriptura și colo. Pentru ei nu era așa. Era cuvântul lui Dumnezeu. Temelia universală, cum spunea Ghiote. Pivotul, cartea de căpătăi a umanității, spunea Shakespeare. Și observăm că de două ori Mântuitorul scrie. Și ani de zile m-am întrebat, și mi-au spus și mie alții, măi tinere, lasă că nu, de... și fără asta se ajunge, e adevărat, și fără asta se ajunge în cer. Numai prin Hristos Domnul și cu Hristos Domnul și în Hristos Domnul ajunge. Dar ce-o fi scris? De ce? de ce a fost nevoit Mântuitorul să se aplece de două ori? Că de două ori se apleacă. Prima oară se apleacă, dar ei încă, fiindcă voiau să-L să preseze. Și abia în 2003, după o căutare de peste 20 ceva de ani. Fiind la Institutul Moody din Chicago, să audiez niște cursuri ale pastorului senior Ervin Luțăr, cu șapte doctorate pe bune, nu plagiate, da? în șapte discipline diferite, m-a trimis la biblioteca Institutului Moody ca să-mi explice că au niște copii de pe două manuscrise din limba greacă, secolul 5 după Hristos și secolul 9 după Hristos, în care se fac referințe. Adică la aproape 500 de ani și la aproape 900 de ani după Domnul Iisus Hristos s-a transmis oral anumite întâmplări ale martorilor oculari, cei care au umblat cu Domnul. Și Domnul, ce credeți că descoperă? Manuscrisul din secolul 5, Hristos în prima fază scrie Dumnezeu este dragoste, dar pe ei nu e interesat. Nu! Moise, legea, dar tu să te vedem! Și Domnul se ridică și spune, cine dintre voi este fără păcat? s arunce cel din tâi. Și se apleacă și scrie din nou. Și scrie, și scrie. Și m-am întrebat, măi, eu am avut de-a face cu fanatici. Eu am văzut fanatismul la el acasă și în Arabia, și în Israel, și în India, și în America Latină. Ai noștri sunt copii, sunt iepurași, sunt îngerași. Că avem și noi, fantastici și fanaticii noștri de prin adunări. Dumnezeu să aibă milă de ei. Că încă mai poate să aibă milă. Cu ăștia nu discuți. Ești omorât pe loc. Nu discută. Nu crezi ca el? Nu aderi la credința lui? Ești omorât. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. În lumea africană, unde milițiile musulmane fac ravage în bisericile fraților noștri, din Sudan, din Kenya. Uitați-vă! Uitați-vă în Indonezia! Și Domnul scrie din nou, se apleacă și scrie a doua oară. Și dintr-o dată îi vedem pe ăștia că fac stânga în și pleacă. Știți de ce? Pentru că iată ce spune manuscrisul din secolul nou. Domnul a trecut pe pământ numele fiecărui bărbat care s-a culcat cu femeia aceea. Fiecărui bărbat care a venit cu legea. Face sens? Ce zicem? Păi face, de ce? Fiindcă Domnul Isus e Dumnezeu. Domnul Isus am zis e Dumnezeu. Și el știe acum ce gândești tu. El știe acum ce e în inima ta, eu nu știu. Eu văd doar că Duhul Sfânt va a captat la cuvântul lui Dumnezeu, nu la un om. El știe în dimineața aceasta, stimate surori, stimate doamne, domnișoare, vizitatoare, câte fire de păr v-au căzut atunci când v-ați făcut toaleta capului. El știe câte fire de păr ai dat jos dacă nu ai barbă și ți-ai făcut toaleta feței. Eu nu știu tu nu știi, vezi doar că te părăsește, încet încet. Pauză, 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 pauză. Și semn că te apropii de veșnicie. Încă o dată, încă o dată, legea spunea clar: ne întoarcem. Ai păcătuit, mori. Domnul Isus, știi ce spune? Ai păcătuit? Te iert. Înțelegeți de ce creștinismul nu e religie? Creștinismul nu e religie, îmi pare rău să o spun. Am controverse uneori și cu colegii mei, teologi și mai puțin ologi unii dintre ei și alții mai mult. Spun, nu frate, cum adică? Ce, ești mata mai deștept ca Mircea Eliade? Ești mata mai deștept ca Frezer? Ești mata mai deștept ca Montgomery, ca Fukuyama? Lasă-mă, frate! Creștinismul este o persoană. Și acea persoană este vie și noi avem învățăturile Lui. Hristos Domnul, slăvit să fie în numele Lui. Hristos în voi, nădejdea gloriei. Marea problemă a noastră, spunea Gandhi, dacă vă amintiți, e că noi nu respectăm, nu învățăm, nu repetăm, nu memorăm cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, Ai iertat-o pe femeia asta, domnule? N-ați auzit adeseori în creștinism, în biserica locală unde mergi, păsta Pă, nu-l mai arte nici Dumnezeu. Ați auzit expresii de asta? Domnule, ăsta e. Prin 90, când am început cu stânca veacurilor lucrarea în închisori, în parteneriat cu Isus Speranța României, îmi spunea unii domnule, spargi pieptul degeaba. Ăștia rebutul societății, comandanții de pușcării. Domnule, ăștia sunt gunoaiele societății. Domnule, nu se poate face nimic. Și am spus, așa este. Din punct de vedere omenesc, nicio șansă. Dar știți care e problema? Domnul Isus Hristos a făcut gunoi pentru noi. Să știți că așa spune într-o traducere evrească veche, Isaia 53. Zice, a coborât, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de adâncit, atât de coborât, atât de înnămolit, așa, și acolo este o imagine a unei cepe, a, unei, a unui bulb, așa cum îi avem noi uscați, și apoi primăvara sau toamna pe unii îi punem în pământ. Știi de ce? ca să mă îndumnezească pe mine și pe tine. N-avea nicio șansă, nicio șansă n-avea femeia asta în fața acestor hrăpăreți. Dar se pune întrebarea normală, ai iertat-o Domnul? Păi frate, nu spune Domnul aici, păi de unde știu frate, că trebuie să știu, cuvântul Domnului răspunde, nu fratele Jean, nu fratele Pustan, nu fratele X sau Y răspunde, nu, nu, nu. Alții mai inteligenți, chipurile cu ghilimele de rigoare, Spune frate, nu, nici fratele, nici X, nici teologie, nu carte. Nu, ne dă Domnul direct, frate. Și vin unei acum mai nou și pun scripturile deoparte să vă spun eu, frate, lăsăm Biblia deoparte. Că mie îmi descoperă Domnul și eu le spun ce îmi spunea Ioan Alexandru. Într-un cap gol Dumnezeu nu dă nimic. Trebuie să muncești. Așa spune, va vedea rodul muncii sufletului lui a iertat-o Domnul? Pentru că sunt aici persoane care au nevoie de iertare. De ce venim la Domnul? Că suntem păcătoși. De ce venim la Domnul? Ca să ne ierte păcatele, este singur. Dar a iertat-o Domnul, mă interesează, mă interesează frate. Să știți că ori de câte ori citesc sau caut răspunsuri în Scriptură, Scriptura trebuie să mi le dea. Amin? Amin. Scriptura se explică prin Scriptură. Și sunt două semnalmente aici. Da? În primul rând, atenție, spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care băieții ăștia au tăiat-o ca iepurii, de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri, atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și mă opresc puțin aici. Ca să ai parte de siguranța iertării, trebuie să ai un moment în care să vii personal la Domnul Isus Hristos. Este o condiție esențială. La El nu venim și nu plecăm la grămadă. Potrivit legilor iudaice din vremea aceea, o femeie n avea ce căuta în compania unui bărbat. De-aia erau fariseii cu cui în frunte specia aceea de cei mai fanati și cei mai înguști în clipa în care vedeau silueta unei femei îmbrăcată în stil arab, da? Cu poale lungi și neagră și toate, se duceau și loveau zidul cu capul ca să nu fie ispitit. Fantastici și fanatici, dar este iertat, ești iertat atunci când te întâlnești personal cu Domnul Isus, slăvit să fie numele Lui. Și doi, cum i s-au adresat ei, Duceți-vă la un interliniar grec-englez și veți vedea că ei nu i s-au adresat cum a tradus Cornilescu aici. O, v-ar durea timpanele să vă spun cum, le -au, cum au catalogat -o. Dar în același interliniar o să observați și aici e a doua siguranță, a doua garanția a iertării, că Domnul Iisus nu îi spune, stricat-o unde sunt părășităi, prostituat-o unde sunt părășităi, femeie de moravură știți cum îi spune Domnul? Doamnă, unde sunt părâșii tăi? Ați auzit? Bine? Doamnă, pentru că ăștia au spus, ei, de -o. Cum îți spun oamenii? Cum te consideră colegii bărbate? Mincinosul? Farsorul? Șmecherul? Sunt personaje biblică, Iacov, este unul dintre ei, șmecherul Avram s-a ocupat cu minciună, oameni cu arii pe frântă. Moise, șapte doctorate și el. Fac eu justiție. Ce să aștept să vină Domnul? Și Domnul îi spune, la oi, stai să te lucrezi eu 40 de ani. Care-i numele tău? Religioasa? Bisericoasa? Dar dacă noaptea aceasta ai muri, ești iertat? Știți ce spun cei mai mulți români la decesul cuiva? Și noaptea asta sunt așteptat la un priveghi, la o fetiță de șapte ani și jumătate. Știți ce aud? Și vă poate spune și colegul meu și frații slujitori, când moare cineva mic sau mare, Știi ce spune românul? Neauș și Dumnezeu să-l ierte. Știți de ce spune asta? nu are garanția iertării. Pe cum, ca să te ierte Dumnezeu, prietene, oricine ai fi, măria ta chip de lut, copile de pocăit, nepocăit, vizitator ocazional, rudenia celor care vor mărturisi pe Domnul în apa botezului, trebuie să ai un moment în care nu nănașa, ci tu, să spui, Doamne Iisuse, recunosc că ești Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. Recunosc că sunt păcătos. I-a spus Domnul ceva acestei femei? I-a spus Domnul ceva? Pe mine vreo câțiva ani au vrut să-mi dea recomandarea niște nu le dau numele că trăiesc, frați, că a fost mare comunist. Și ce vine comunistul ăsta din Comitetul Central să ne învețe pe noi Biblie? Păi n-am vrut să, nici nu m-am gândit vreodată că o să ajung să predic cuvântul și la cei sărași, și la cei bogați, și în est, și în vest, și în nord, și în sud, și la țigani, și la români, și la nemți, și la chinezi, și la cubanezi, și la Austrieci. A fost harul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că cine are pe Isus are viața. Eu sunt în și viața. Și eu te întreb, indiferent cine ești. În seara aceasta, la orele 19 și 40 de minute, te întreb: Ești iertat? Nu te întreb ce confesiune, nu te întreb dacă ai fost confirmat, nu te întreb dacă ai fost botezat major minor. Eu n-am fost nici minor decât după ce m-am întors la Domnul. N-am avut harul să mă nasc într-o familie de creștini, dar când am studiat Dumnezeirea și învierea lui Isus Hristos ca să-mi fac lucrarea de licență la cursul de ateism, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a convins că sunt păcătos, nenorocit și dacă continui cu filozofia materialistă, ateistă, dialectică și istorică, mă pierd pentru veci de veci. Forever and ever and ever. Isus Hristos este răspunsul. Slăvit să fie numele Lui. A iertat-o Domnul? Spun comentatorii autorizației Noului Testament, al treilea caz, al treilea motiv, că ea s-a -a aflat în numărul de femei care l-au însoțit pe Domnul pe Via Doloroza. Biserica Catolică o venerează ca pe una din sfintele mucenițe, sfintele femei care l-au urmat pe Domnul. Da? Da, da, asta e tradiție, frate. Izvorâtă din Scriptură. Ești iertat? Ești mântuit? Dacă da, Dumnezeu să te binecuvindeze. Dar dacă nu, sunt aici în seara aceasta ca suflorul cel mai nevrednic, să te rog în numele Domnului Isus Hristos, acum în încheiere, să strici către El, să vii la El. N-ai vrea să o faci chiar acum? N-ai vrea să-i spui, Doamne, mulțumesc că această parte din Scriptură mi-a vorbit mie personal? Mai vrea să facem un exercițiu spiritual, să dăm voie Duhului Sfânt în latura aplicativă? Adică, iată ce s-a întâmplat cu femeia aceasta? În primul rând, femeia aceasta a ajuns să aibă un stăpân nou, slăvit să fie Domnul. Nu putem sluji la doi stăpâni, plăcerilor lumii, Dumnezeului veacului acestuia, Apoi femeia aceasta, atenție, a căpătat o identitate nouă. Auziți cum îi spune Domnul? Doamnă, unde sunt părâșii tăi? Nu-i nu mai amintește, nu-i spune absolut nimic. Noi facem greșeala de multe ori. Și amintim, ani și an, mie mi-au zis, activistul, activistul, comunistul, i-am lăsat în pace. Dar am știut un lucru, că Domnul Iisus Hristos, are putere de iertare și de salvare. El este prezent în seara aceasta aici. Și aș vrea pentru câteva clipe să vă invit respectuos, așa cum stăm, să plecăm capetele înaintea lui. Să dăm voie Duhului Sfânt. Să dăm voie Duhului Sfânt în continuare. Să ia în primire orice persoană care poate a trăit până în seara aceasta cu ideea că e pierdut că datorită unor probleme de care amintea și uh, păstorul dumneavoastră, slujitorul Domnului, legate de avorturi, îmi spunea cineva, am 16 frate, mă mai poate ierta? Sau o tânără care a fost batjocorită într-un hal fără de hal, s-a simțit căzută, s-a simțit pierdută. Am o veste bună. Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci. El este prezent în seara aceasta aici. Și dacă vrei, numai dacă vrei, reține, nu se vine la Dumnezeu cu forța, dacă vrei, în seara aceasta te crem la crucea Lui. Și în timpul acesta, aș vrea leviții să se apropie de instrumentele cu coarde și mai marele cântăreților. În timpul acesta, fie că îl cheamă Edutun, fie că îl cheamă Asaf, și în timpul acestei rugăciuni, știu că ați venit unii cu prieteni, sunt aici prietenii celor care se botează. Timpul acesta, haideți să intonăm o cântare frumoasă, timp în care dăm voie Duhului Sfânt, nu stingeți Duhul, iubire, iertare, o viață nouă, -i golgota, e prețul pe care l-a plătit Isus pentru viața ta și pentru viața mea. Iubire, iertare, o viață noi golgota, e prețul pe care l-a plătit Iisus per la tua vita piacere piacere perdere perdere la e il prezzo L'ha pagato Isus per la mia vita. Sono molte monumenta in lume. Ce s'ridicate către cielo. Darca Golgotan. Univers în Israel, în univers în Israel, al dragostei ce dăinuiește din veșnicie, în veșnicie, e ancora credinței vie. Tare sfinte imi tui ne rugam și cantam iubire iertare o viață noi golgota e prețul pe care plătit Isus pentru viața mea. L-a plătit Isus pentru viața ta. Rămâne în această stare de har. Dacă vrei să primești iertarea Domnului, nu ți-o poate da nici biserica pentecostală, nici biserica ortodoxă, nici biserica baptistă, nici o biserică. Iertarea aceasta l-a costat pe Dumnezeu totul și pe noi nimic. Este 11.59 al tău, în pustiul și în frigul acestei Siberii planetare, în acest, cum spunea regretatul profesor Alexandru Ierihon Planetar. N-ai vrea să primești iertarea Domnului în seara aceasta? Se roagă pentru tine o mulțime de oameni. Se roagă mama ta, se roagă biserica, se roagă cei în haine albe acum, ei sunt mijlocitori. Dacă vrei să faci lucrul acesta, eu n-am să te chem în față, n-am să cer să cazi pe burtă, nu cred în lucruri spectaculoase, eu cred în schimbarea inimii care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu cred în înnoirea inimii, în nașterea din nou, lucrarea pe care o face Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și în seara aceasta El a bătut la inima ta, la ușa inimii tale. Și în timp ce ne rugăm, dacă este cineva, nu trebuie să ridici mâna. Doar pentru o clipă voi deschide ochii și aș vrea ca să ridici privirea sus, să te vadă Domnul Isus și să te văd și eu. Mă uit de la stânga la dreapta. Este cineva în seara aceasta? Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Țineți privirea sus. Dumnezeu să vă... Ceilalți ne rugăm. Contabilitatea este a Duhului Sfânt. Da, mă uit aici pe nava centrală a bisericii, la surori. Este cineva în seara aceasta? De aici din față? Da, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. E vorba de iertare, gratuit. Înțelegi? E gratuit. L-a costat pe Dumnezeu tot. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Privirea sus, să te vadă Domnul Isus, să te văd și eu. În spate acolo este cineva? Da? 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 Domnul să vă binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Așa se mișcă Duhul Sfânt în adunare. Aici la bărbații este cineva? Bărbații pot ridica și mâna. Da, am văzut o mână ridicată. Încă o mână, încă o mână, încă o mână, încă o mână, încă mână, slăvit să fie Domnul. Încă o mână acolo în spate, slăvit să fie Domnul. Da, bărbăția adevărată e să recunoști că ești păcătos. Păcătos să dea, păcătos străznești din toate încheieturile și n-ai nicio șansă, prietene. Singura șansă este Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Da, am văzut multe mâini și am văzut multe priviri. Aș vrea, aș vrea pentru câteva momente să ne ridicăm în liniște, să nu stingem Duhul. Și haideți să venim cu mulțumire într-o rugăciune comună. Să venim cu mulțumire, haideți să venim cu mulțumire. Domnul merită toată slava, Domnul merită toată gloria, nu noi, niciun oricare am fi noi. Haideți să venim cu mulțumire, pentru că Duhul Sfânt a mișcat multe inimi în seara aceasta. Glorie Duhului Sfânt, El a convins, cuvântul Domnului este putere, Evanghelia nici când nu-L piere. Haideți să mulțumim Domnului. Într-o rugăciune strigată, într-o rugăciune cu voce tare. Mulțumește-i, Domnului! În sală poate se află vărul tău, soția ta, copilul tău. Se află aici persoane pentru care te roci, și știi că ele sunt pe calea iadului, pe calea pierzării. Strigă la Domnul și spune, Doamne, îți mulțumesc că am văzut și privirea. Sau, Doamne, cred că ai atins și mâna soțului meu și inima lui. Mulțumiți-i, Domnului, că Duhul Sfânt lucrează aici în beiuș glorie Duhului Sfânt.